și ne-a arătat prin glasul Sfintelor Evanghelii ce trebuie să facem ca să ne mântuim. Pentru că, vedeți, noastră, cina aceasta oarecare, făcută de un om oarecare, într-un timp anume și într-un loc anume, nu are importanță, vrea să vorbească, desigur, despre Euharistie, despre Sfânta Împărtășanie, în care, ca și într-o masă a dragostei, Hristos este Cel care se jertfește pe sine. Spuneam că omul, în clipa în care pregătește o cină, pregătește o masă, o tratație, se oferă pe sine. Face lucruri care îl exprimă și care îl definesc. Zilele trecute am fost invitați într-o casă binecuvântată și la o astfel de cină duhovnicească, de post, am văzut oameni care se respectă pe sine. Oameni care fac lucruri care îi exprimă. Cu atât mai mult în lucrurile duhovnicești. Ce ar mai fi trebuit Mântuitorul Iisus Hristos să facă? Ce ar fi trebuit să facă Dumnezeu, care ne-a creat și ne-a adus de la neființă la ființă, de la neexistență la existență, cu fiecare dintre noi, cei care suntem icoane ale Fiului. De aceea, preotul când cădește icoanele sfinte din Sfânta Biserică, îi cădește totodată și pe credincioși care sunt icoane create după chipul și spre asemănarea lui Dumnezeu. Este atât de important omul acesta, încât trebuie să înțelegem sensurile Scripturilor, sensul Evangheliei, să decodificăm de acolo și să decriptăm și să înțelegem că, în fapt, toate aceste pilde, toate aceste metafore încearcă să ne vorbească despre mai mult. Încearcă să ne vorbească despre inefabil, despre Împărăția lui Dumnezeu și Împărăția Luminii, despre sensul omului în lume și în societate, parafrazând iarăși pe vrednicul de pomenire, Mitropolit Antonie Lămădeală. Lucrurile sunt atât de serioase, încât ele trebuiesc tratate cu maximă responsabilitate. Pentru că de ele depinde, în ultima instanță, mântuirea fiecăruia dintre noi. Cineva spunea că dacă iubești pe aproapele tău, îi dorești cu siguranță viață veșnică. Părintele Galeriu spunea lucrul acesta. Cu siguranță că îl iubim pe aproapele nostru. Dacă n-ar fi așa, n-am căutat aceste pretexte. Știți ce se întâmplă? Parabola de astăzi, pilda pe care spune Mântuitorul Iisus Hristos, este ea însăși un pretext. Un pretext pentru comuniune, un pretext pentru întâlnire cu rudele, cu prietenii, ca și cu cei de departe. Parabola aceasta este un pretext. Este doar motivul pentru care omul acesta oarecare caută să se întâlnească cu semenii săi, cu aproapele său și este dezamăgit. Într-o lume din ce în ce mai secularizată, mai îndepărtată de Dumnezeu, avem nevoie de aceste prilejuri, de aceste ocazii fericite, de a ne întâlni. Și trebuie să găsim pretexte, trebuie să găsim motive pentru a ne întâlni cu aproapele nostru, care din ce în ce este mai solitar, mai izolat într-o societate, care apare să nu mai pese de om. Omul care în Scriptură este numit cu majusculă. Pentru că Dumnezeu s-a făcut om, ca pe om să-L mântuiască, cum spune Sfântul Atanasie cel Mare. Nu avem motiv însă să nu răspundem la chemarea Mântuitorului Iisus Hristos. Saul în Vechiul Testament, atunci când auzea glasul Domnului, a răspuns, iată-mă, Doamne, aici sunt. Fiecare dintre noi creștinii din lume, indiferent de rosturile pe care le-am avea, indiferent de pozițiile în societate pe care le ocupăm, indiferent că suntem bogați sau sărani, că suntem undeva foarte sus și suntem respectați și ne bucurăm de respectul celor din jur, datorită unor funcții pe care le ocupăm, ca și cei umili, pentru care s-a întrupat Hristos, cu care Hristos însuși este solidar, toți aceștia au un sens în lume, au menirea lor. Să nu credeți că într-o lume din ce în ce mai egoistă, în care omul devine omului lup, așa cum spune dictonul latin, în care fiecare caută să se ocupe doar de el și cel mult de familia sa, în care locul valorilor cu adevărat netrecătoare, valorilor morale, sunt luate de altfel de surugate,
sunt luate de altfel de lucruri, altfel de valori sau pseudo-valori mai degrabă, la care omul contemporan, modern sau postmodern, ține mai mult. Ne-am abătut foarte mult de la adevărata viață creștină pe care a trebuit să o aducem. Omul de astăzi este din ce în ce mai izolat și îi strigă această singurătate, această însingurare și este atât de nefericit, fără să cunoască de multe ori cauza nefericirilor sale, nefericirii sale, cauza agoniilor sale și al frământărilor de tot felul, în special frământări sufletești. Cum putem să vindecăm aceste răni? Prin comuniune. Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă la comuniune. La comuniune cu El. La comuniune cu semenii noștri care sunt frații noștri. Așa cum spunem în Sfintele Liturghii și ne dă nouă cu o gură, a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice, Tatăl nostru care ești în cer. Prin urmare, suntem frați. Dar am uitat că suntem frați. Vremurile sunt cu adevărat grele și oamenii se izolează din ce în ce mai mult, datorită faptului că a slăbit credința, datorită faptului că ne-am abătut de la adevărata viață pe care a trebuit să o ducem. Nu mai există astăzi, din păcate, o conștiință eclezială. Nu mai există acea conștiință pe care o aveau părinții și bunicii noștri, care știau că au fost îmbisericiți, care știau că aparțin unei comunități ecleziale și că au rostul lor acolo. Nimeni nu este lipsit de darul lui Dumnezeu. Și ne arată întruparea însă și întruparea cuvântului care se face Logos, care se face cuvântul lui Dumnezeu și am văzut slava Lui, slavă ca a unuia născut din Har, plin de Har și de adevăr, născut din Tatăl, plin de Har și de adevăr. Iubiți credincioși, într-o lume din ce în ce mai secularizată, din ce în ce mai îndepărtată de biserică, în care angajamentele religioase ale fiecăruia dintre noi par să deranjeze, puține au mai rămas creștinii care au într-adevăr preocupări spirituale. Și lucrul acesta se vede la tot pasul din atitudinile noastre din societate. Este foarte important să realizăm că lupta noastră nu este împotriva trupului, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh, cum spunea Sfântul Apostol Petru. Sărbătoarea de astăzi, duminica de astăzi, cu Evanghelia aceasta, după Sfântul Evanghelist Luca, este dublată de prăznuirea unui mare ierarh. Sfântul Ierarh, Spiridon al Cumitundei, Făcătorul de Minuni. Stăteam și mă gândeam despre cele trei stări ale celor chemați la cină, după cum mă gândeam totodată și la taina aceasta a Sfintei Trei, de necuprins cu mintea pe care Sfântul Ierarh Spiridon, prăznuit astăzi în mod deosebit în țara noastră, în țările ortodoxe și în special în Grecia, în insula Corfu, acolo unde se află la Chirchira și Sfintele sale moaște. Mă gândeam la faptul că Dumnezeu a lucrat printr-un om simplu, printr-un pescar, printr-un om care a fost, printr-un păstor, care a fost căsătorit și care a avut și o fiică pe nume Irina și care pentru simplitatea sa, după ce și-a purtat cu resemnare și cu credință crucea văduviei, se va călugări și va intra în monahism, nerenunțând să-și păstorească în continuare oile necuvântătoare. Sfântul Spiridon a fost învrednicit de mari daruri de la Dumnezeu. Ales din pântecele Maicii sale, el a fost o persoană cu totul și cu totul special. Făcător de minuni, îl va numi Biserica și pe bună dreptate va rămâne peste veacuri Sfântul Ierarh Spiridon. Îmi amintesc una din minunile sale când era episcop al Cumitundei, hoții au dat buzna noaptea în ograda lui și au căutat să-i fure oiță. Și Sfântul Ierarh Spiridon, cu rugăciunile lui, i-a legat pe hoți. I-a legat și aceștia, ținuți de legături și de mâini nevăzute, nu puteau să fugă din ograda, din ferma Sfântului Spiridon.